Primăria Comunei Goiești vine cu vești bune pentru oamenii din localitate. Autoritățile locale au anunțat începerea lucrărilor de asfaltare a 5 km de drumuri comunale. Finanțarea este asigurată prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, coordonat de Ministerul Dezvoltării, valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 7 milioane de lei. Ne-am apucat, e vorba de modernizarea drumurilor la nivel de comună. Ăsta este primul tronson. Ieri am început, e prima zi, astăzi e a doua, vremea ține cu noi. E primul tronson care face legătura între DN6B, între drumul național și satele Pometești, Popeasa. Tronsonul celălalt, care este lângă primărie, ăsta e 905, ălălalt e 877, face legătura între satele Țandăra, Adâncata, Piorești. Noi sperăm ca până la sfârșitul anului, dacă și vremea ne ajută și cred că suntem un pic norocoși și ne ajută, să ajungem să punem și partea de asfalt pe tronsoanele cele două care le-am început. Tot proiectul este de aproximativ 5 km maxim, iar tronsoanele ăsta are 1,03, iar celălalt are 855 de metri. Planurile autorităților locale de modernizare a comunității prin realizarea de investiții în infrastructură nu se opresc aici. Primăria Comunei Goiești este deja pregătită pentru a depune un nou proiect pentru asfaltarea altor kilometri de drumuri comunale.